M-am chinuit atât de tare să ajung la zi cu videourile și ajunsesem să postez și eu ca un om normal și să filmez de pe o zi pe alta. Adică, filmam vineri și postam clipul sâmbătă seara, ceea ce era de vis, nemaipomenit, îmi ușura și mie munca și cumva eram la zi întotdeauna, nu rămâneam niciodată în urmă. Ideea este că joi seara și vineri, astăzi fiind sâmbătă dimineață, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar m-am simțit foarte rău, m-am simțit foarte răcită, m-a durut capul, nu cred că am avut febră, dar simțeam așa că mi-e frig, pot să zic frisoane, dar mă durea carnea pe mine pur și simplu. Între timp am luat ceai, am băut vitamina C, am băut lămâie, cred că am făcut supradoză de vitamina C, teraflut, paracetamol și așa mai departe, m-am tratat așa medicamentos foarte bine și nu numai medicamentos, am stat la căldură, am stat liniștită, nu am filmat ieri și din cauza aceasta ajungem ca astăzi, sâmbătă dimineață, să filmăm pentru diseară. Deci clipul pe care îl vedeți voi acum este filmat în aceeași zi. Și sper ca astăzi, fiind sâmbătă și eu fiind acasă, nefiind nevoită să merg la serviciu și să fac și alte lucruri, să ajung la zi, adică să filmez două clipuri astăzi și să am și pentru astăzi și pentru mâine, iar mâine să filmez pentru luni și așa mai departe. Mai e foarte puțin, vine Crăciunul, mai am două zile de muncă, luni și marți, după joi este ajunul, miercuri vreau să fac mâncare și așa mai departe, dar oricum vă iau cu mine, vine și surpriza pe care v-am promis-o. Și gata, acum, planul este pentru ziua de astăzi următorul. Mă apuc de curățenie în toată casa, ceea ce nu voi filma neapărat, că știți și voi cum arată un om care freacă WC-ul sau face curățenie prin casă. Iar spre sfârșitul curățeniei, dacă o să am timp, vreau să îmi organizez și anume măsuța mea de machiaj superbă pe care am pus-o aici în dormitor și... V-am zis, nu mă apuc acum de ea, încă stau pe Pinterest, acolo super atentă la tot ce apare și la toate ideile, să văd exact să mă hotărăsc ce culoare o fac, în ce fel. Dar până atunci vreau neapărat să organizez și să-mi pun aici toate lucrurile, că dacă o am, adică de ce să nu apuc să mă machiez în ea. Arată foarte bine. Da, 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 doamne, 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 ce fericită sunt că o am aici, este a mea și pot să fac ce vreau eu cu ea, v-am mai spus chestiile astea. Bun, mai voiam eu să vă mai spun ceva, am impresia că mai voiam să vă mai spun ceva. Sunt această terminată, mă simt mai bine, așa că, după cum vă spuneam, mă apuc de curățenie, sper să nu dureze mai mult de o oră, am de spălat baia, nu știu, de aranjat pe aici niște haine, că standerul meu deja e cu ieri, nu mai este stander, nu mai arată ca un stander, dat cu mătura, dat cu mopul, șters praful și nu e cine știe ce deep clean. Anul acesta n-am avut timp să fac deep clean, adică să spăl perdelele, să spăl geamurile și așa mai departe. Asta este, cu asta ne confruntăm. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am timp să fac chestia asta, dar cred că voi avea timp să fac chestia asta între Crăciun și Revelion. Sunt vreo 3 zile de care o să încerc să profit și să-mi fac un deep clean în casă. Da. Mai voiam să vă mai spun ceva, da, tot am impresia că mai voiam să vă mai spun ceva. Voiam să vă spun planul pentru astăzi. După ce termin curățenia, ceea ce sper să nu-mi ia mai mult de ora 12, hai să zicem 11 jumătate, vreau să ieșim puțin din casă și, bineînțeles, dacă este weekend, să mergem pe la second hand-uri și să vedem dacă găsim ceva comori. V-am mai spus, de ceva timp nu mai cumpăr chestii de care nu am nevoie, pur și simplu dacă găsesc o afacere care chiar mi se pare profitabilă și nu o să o mai găsesc în viitor, cumpăr. Dacă nu mai dau banii aiurea. Cam ăsta e planul pentru astăzi. După aș vrea să ajungem și pe la cumpărături, pe la Lidl, pe undeva, și aș vrea să fac câteva rețete pentru voi, dar asta într-un clip viitor. Sper. Gata, mă apuc de curățenie și noi ne vedem mai târziu. Mai târziu vreau să vă arăt și ce am primit de la Secret Santa. Gata, sunt această ursoaică. Uitați-mă cum arăt, mi-am luat și gentuța de la Iza, cum ajută foarte mult când merg la second, că nu am grijă ei și ești foarte sigură. Are fermoar, se și cu masca la gură, nici nu știu dacă mă auziți. Vreau să-mi fie cât mai cald și să mă păstrez sănătoasă.
cel puțin până când trec sărbătorile astea și până când trece vlogmasul, ca să fiu și eu în stare să filmez, să duc la capăt tot proiectul ăsta frumos, primul an în care fac vlogmas. Sper că v-a plăcut, mă rog, încă nu s-a terminat, sper că vă place în continuare și sper că vă uitați. Cumva am observat eu așa din analitice că sunt perioade în care cresc vizualizările, sunt perioade în care scad, după urcă din nou, probabil și pentru că lumea mai are și alte lucruri de făcut, mai merge la serviciu, mai, nu știu, fiecare își vede de viața lui. Iar acum, ce e mai important este că am ajuns aici în piață, la cele două second hand-uri. Este ora 12 și sper să găsesc deschis și după vreau să ajung și pe la Monda, dacă s-ar putea și la ăla de pe Dorobanți, care are ceva decorațiuni de casă, dar în special la cel de la Piața Muncii și dacă mai am timp și la cel de la Gara de Nord, dar mai întâi merg la Muncii, că dacă e închis acolo, e clar că e închis peste tot. Săptămâna trecută am găsit închis, asta înseamnă că săptămâna asta ar trebui să am noroc. Gata, închid, intrăm să vedem dacă găsim ceva comori. Sunt în al doilea second, în primul nu am avut noroc. Era o tipă, în primul, care proba un sacou superb, superb, și mă întreba pe mine dacă e mare. N-am vrut să fiu ipocrită, i-am spus că e foarte mișto și să-l ia, să nu stea pe gânduri, chiar dacă mi-l doream eu foarte mult. Și sunt în al doilea second și am găsit o chestie, doamne, 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 superbă, deja am pus-o deoparte acolo la doamna, pentru că o să o cumpăr, să nu mi-o ia nimeni de sub nas. Și foarte ieftină, dar vă arăt acasă. Asta mi se pare super, super frumoasă și vintage. Păcat că e cam mare, dar e foarte mișto, dintr-un fel de piele întoarsă. Nu știu dacă vă dați seama de ea. S-o pun aici pe masă, e așa un fel de gecuță de la pe deasupra. E mult mai închisă la culoare în realitate, dar e foarte frumoasă și vintage. Am ajuns la un chic, uitați-l aici în spatele meu, uitați-l, este foarte mare, am mai fost o singură dată la el cu mami, mai demult când era ea acasă, s-a deschis, cred că acum vreo lună, două de zile, chiar când era ea acasă și au avut și reducere atunci, chiar am venit, am găsit multe decorațiuni foarte mișto de aici și am luat vițele acelea, în special am venit la chic și avem și un Pepco lângă, deci am foarte mare noroc, o să intru și la Pepco. Pentru niște tăvițe și pentru niște, un fel de borcanele, dar aș vrea să fie așa destul de elegante pentru măsa de machiaj, că vreau să organizăm când ajungem acasă, deci am o zi lungă care mă așteaptă. Așadar, hai să intrăm și să vedem ce găsim. Mai au și tot felul de pernuțe drăguțe. Am ajuns acasă, nici nu-mi vine să cred că am terminat totul atât de repede și m-am pus aici la măsuța mea de machiaj în care mă văd atât de bine, oglinzile astea sunt atât de mari și cuprind atât de multă chestie în ele, nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun, sunt această terminată cu părul așa, plovărul încă îl voi purta până diseară pe mine, e foarte, foarte comun plovărul ăsta, nu mai pune încă, are atâtea culori și mi se pare atât de, pare așa scump, nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii, mie mi se pare că pare scump. Da, vă spuneam că nu mi-am dat seama când am terminat atât de repede, pentru că am colindat second hand-urile, am fost și la Piața Muncii și acolo în piață unde mai merg eu de obicei. Am ajuns și la Pepco, am ajuns și la Kik, am ajuns și la Lidl și am făcut câteva cumpărături pe care le veți vedea în clipul de mâine, pentru că aș vrea să fac niște rețete interesante, nu știu dacă o să mă mai ajute lumina în seara asta.
E cumva aproape întuneric, dar nu e foarte întuneric. Eu credeam că voi ajunge pe beznă. Așadar, să trecem repede la subiect și să vă arăt ce o să las ce am cumpărat de la second hand la sfârșit. Am luat și eu în sfârșit hârtie de împachetat. Parcă venea Crăciunul peste mine și eu n-aveam hârtie de împachetat. Am luat astea două așa. Ele le-am luat de la Pepco și o bucată este 6 lei asta și asta a fost 4 lei, nu știu de ce, dar a fost mai scumpă. Ideea e că nu conține foarte mulți metri de hârtie înăuntru, așadar nu-ți ajunge dacă vrei să împachetezi un cadou un pic mai mare, dar mi s-au părut astea foarte drăguțe, așa de culoarea lemnului, cumva, de culoarea hârtiei aceleia maro, după cum puteți vedea, nu știu dacă vedeți că... Na, nu e foarte multă lumină, dar cred că vă dați voi seama. Și are niște imprimeuri pe ea cu niște reni și fulgi argintii, așa. Mi-ar fi plăcut dacă erau aurii, dar nu-i nicio problemă, mă descurc și cu asta. Și am mai luat-o și pe asta, că mi s-a părut frumoasă și oricum erau super ieftine. Asta duce foarte mult cu... Mă duce foarte mult cu gândul la toată tematica pe care am vrut eu să o aleg pentru Crăciun anul acesta, așa super tradițional, în carou, roșu și asta este cu auriu, cu renii ăștia aurii. Stați așa că eu mă uit în oglindă cumva, că imaginea se reflectă la mine în oglindă în măsuță. Doamne, sunt atât de entuziasmată în măsuța asta, abia aștept să o transform și să vă arăt și vouă cum fac chestia asta. Și mă uit acolo să văd exact dacă mă văd ok, deocamdată mă văd ok, dar mă rog. Bun, mai departe, am mai luat niște cadouri pe care nu pot să vi le arăt, că e o persoană care se uită la mine, dar, printre altele, și pentru mine, nu m-am putut abține și mi-am luat pătura asta, dacă mă vede mami că mi-am cumpărat iar pătură, mă omoară, dar mi s-a părut la un preț atât de bun, e atât de frumoasă, uitați cât de pufoasă e, de la Kik am luat-o și e destul de mare, după ambalaj și scrie pe ea așa 1,50 m pe 2 metri, deci e foarte mare, e groasă, e albă, e pufoasă, deci ce mai vrei de la o pătură, e superbă, abia aștept, nu știu exact chiar în momentul în care am luat-o și eram la casă, mă gândeam, Doamne ajută să nu se facă urâtă în momentul în care o să o spăl, dar o să fiu foarte atentă, o să o bag la un program de ăsta mai light, așa, la mașina de spălat sau chiar la mână și voi avea grijă de ea, bineînțeles, nu pătată, nu absolut nimic, că eu nu mă învelesc cu păturile astea decât dacă e vorba de vreo poză sau ceva. Le pun doar așa de decor. Nu știu voi cum faceți, dar da. Asta mi-a plăcut extraordinar de mult. Am luat-o de la Kik și a costat 60 de lei. Nu știu, mi s-a părut ieftină pentru cum arată 60 de lei. E aproape din blană, adică e super, super pufoasă. Mai departe am luat de la Kik, de la Kik și de la Pepco niște cadouri pe care nu pot să vi le arăt. Pentru că știu eu că se uită persoana aceea la mine și o să dureze ceva până când o să ajungă cadourile. Așadar, nu o să vi le arăt. Dar, haideți să vă arăt, n-am cumpărat foarte multe chestii, v-am arătat. Dar am găsit chestii frumoase la second hand. Două chestii, o să vedeți. Doar că sunt chestii... Pe care cu siguranță nu le găsim în magazinele din mall și în magazinele astea așa de mass market, nu știu dacă se numesc așa și astea de decor, dar știu că cele de haine se numesc așa. Sau dacă le găsim, nu le găsim la prețul acesta. Ori mie îmi place foarte mult să cumpăr de la second hand tot felul de chestii de decor care sunt unice. Ați văzut dulăpiorul cu acela în care îți pui bijuteriile, ați văzut pianul care la fel este o cutie de bijuterii. Neapărat trebuie să ajung pe la un Dedeman, pe la un Leroy Merlin. Cu siguranță chestia asta o voi face, v-am mai spus eu, vreau să fac și curățenie generală între Crăciun și Revelion și de asemenea vreau să fac și toate chestiile astea de vopsitură pe care le am prin casă, pe care trebuie să le fac, adică măsuța, pianul, celălalt dulăpior și o să vă mai arăt acum ceva care la fel va fi supus mânuțelor mele și măestriei mele de a da o nouă viață unui obiect, dar mai întâi să vă arăt ce am luat de la Monda. Punga asta care e foarte grea,
Am fost la Monda, la magazinul de decor de la Piața Muncii. Dacă sunteți din București, știți despre ce vorbesc. Este unul doar cu haine și foarte, foarte puține chestii de decor. Și este unul special doar de decor. Și erau la reducere toate chestiile, 10 lei kilogramul. Acum, dacă stăm să ne gândim, 10 lei kilogramul la un second hand cu decorațiuni și cu tot felul de veselă, de vaze, de lampe și așa mai departe, nu este foarte ieftin, dar oricum e mult mai ieftin decât ce ai găsi în magazin, nu mai punem că pui chestii, găsești chestii unice. Dar, mă rog, oricum e mai bine decât 60 de lei sau 100 de lei, pentru că sunt momente în care bagă marfă și prețurile sunt super ridicate și aproape că nu-ți permiți să cumperi nimic. Mai bine te duci la Zara să-ți iei, că știi că-s noi nouțe. Așadar, vă spuneam că am găsit reducere și eu, ușor, ușor, încep să îmi strâng chestii, dacă n-ați observat, pentru casa mea. Nu știu când se va întâmpla, sper că într-un an, sper că în 2 ani, 3 ani, maxim, sper să am casa mea. Am început să strâng, am câteva chestii de mobilier ale mele și sunt foarte mândră de ele. Veselă și tot ce ține de chestii de decor, deja ușor, ușor le strâng, știu că sunt ale mele, știu că, nu știu, au mers cu mine așa prin viață, mai mult sau mai puțin timp. Și știu că își vor avea locul de onoare în casa mea. Așadar, pe același principiu am găsit niște farfurii superbe la Monda și am zis să le iau, să nu pierd asta, să nu pierd ocazia. Văd că una are o chestie neagră așa pe ea, dar cred că se duce, cred că e doar de la spălat. Așa arată farfuriile albe. Stați așa să le dau asta jos. Așa arată, sunt albe simple, mi-au plăcut extraordinar de mult cum sunt pe margine, deci pur și simplu mi se par atât de elegante și par atât de scumpe. Din nou, eu am o problemă cu chestiile care par foarte scumpe, foarte frumoase, și mi-am luat 3 din astea, stați așa să le pun aici, uitați, 3, și vă spun la sfârșit și prețul, și am mai luat încă 3, dar varianta mai mică. Pe astea le-am găsit prima oară și mi s-au părut foarte, foarte interesante, iar după, mai în spate, când mă uit mai bine, le-am văzut și pe celelalte, care sunt un pic mai mari și vedeți că o să vină superb una peste alta, dacă vrei să faci așa un aranjament din acela așa pentru orice fel de masă. Merg pentru masa de Crăciun, merg pentru masa de Paște, merg pentru orice masă, pentru că oricum în fiecare zi ar trebui să ne resfățăm, să avem masa pusă frumos, să mâncăm din farfurii frumoase, cu tacâmuri frumoase. Asta este părerea mea, nu știu, mie îmi place să mă răsfăț din punctul ăsta de vedere. Cam așa arată setul și a fost 5 lei fiecare farfurie. Ori chestiile astea, așa, dintr-o ceramică foarte, foarte groasă, foarte elegante, mi se par că se potrivesc atât de bine cu, da, cu vaza slash ceainicul slash, nu știu cum să-l numesc, acela pe care l-am luat acum o săptămână sau acum 2 săptămâni de la Second Hand. Vi l-am arătat, acela alb, așa lung. Mi-am mai luat și un bol care seamănă foarte mult cu astea și o să meargă cu siguranță perfect pentru ziua de Crăciun. Așadar, mi-am luat așa un set de 3-3, mi-aș fi luat 4-4, dar nu am găsit. Cam asta am luat de la Monda de decor, da. Iar de la secondurile din piață am găsit o chestie, Doamne ferește, superbă, când am văzut-o acolo și când o să vă zic prețul, nu o să vă vină să credeți. Această chestie am găsit-o. Uitați cât de superbă e! Și auziți, dacă vă întrebați ce se aude înăuntru, deci stați așa mai întâi, să vă arăt. Deci e așa o chestie, un coș de paie, cu o chestie mov, așa, dintr-un material mov pe dedesubt, pe care cu siguranță îl puteți schimba, adică îl poți schimba, că nu mai aveți cum să-l cumpărați decât dacă, nu știu, poate îl găsiți pe undeva, dar mă înșel, pentru că articolele astea de second hand le găsești odată și gata, de regulă. Are și capac, bine, trebuie curățat, trebuie dezinfectat, are și capac care vine așa. E puțin deteriorat capacul pe margine, se vede că are puțin niște pete, dar nu mă deranjează de chestia asta, pentru că pe dedesubt este într-o stare perfectă și poți să-l pui fără absolut nicio problemă, invers, și arată perfect, doar că nu mai are agățătoarea aceea. Din nou, cu o pioneză și o bucată de material poți să-i faci o agățătoare și, adică poți să-i fac o agățătoare și să îl scot.
Bun, se îndepărtează capacul, stați așa că îmi dau cu el în ochi. Iar aici, deci nu știu, cred că este un coș, de fapt, dacă stau bine și mă gândesc, pentru picnic. Dar nu înțeleg de ce ar avea picioare, pentru că veți vedea că înăuntru are picioare. Deci e un fel de măsuță. Deci fiți atenți că gata, știu care e treaba cu ăsta. Acum mi-am dat seama și dacă cumva aveți alte păreri și știți ceva despre asta și credeți că e în alt fel, lăsați-mi în comentarii, vă rog. Bun, deci mi-am dat eu seama care e treaba. Înăuntru, stați așa să dau toate astea jos ca să vedeți exact despre ce este vorba. Înăuntru arată așa. Deci aici poți să pui toate gustările și chiar și o față de masă, îți încape, e destul de încăpător, e destul de mare. Și să pleci frumos la picnic. Deasupra are o chestie de asta așa, cumva separatoare, pe care o pui aici și poți să pui tacâmurile, cred, pe partea din mijloc și pe partea asta la altă încă alte chestii. După îi pui capacul, îl iei frumos de codiță, te duci la picnic și când ajungi la picnic, îi pui frumos picioarele. Deci eu acum am gândit chestia asta și cred că așa e. Îi pui frumos picioarele și stați așa că vreau să-i pun picioarele să văd cum arată, că e superb. Eu nu o să-l folosesc neapărat pentru picnic, cu toate că cred că dacă va veni vara și voi dori să merg la picnic, cu siguranță îl voi lua cu mine. Dar până una alta îl voi folosi ca chestie de decor și de depozitare și vreau să-l pun aici lângă măsa de machiaj și să-mi pun toate chestiile de păr în el. Deci cam așa arată. E superb! Și ajungi la picnic, îi pui picioarele frumos, îl pui pe iarbă, iei chestia asta, care pe dedesubt e fix ca un lemn, deci cred că are și o bucată de lemn, o întorci frumos, pui aici chestiile pe care vrei să le mănânci și gata, iei masa la picnic, nu? Nu știu, eu așa imaginez că e toată treaba cu ăsta. Cred că pentru asta a fost gândit, în sensul ăsta. Dar până la urma urmei pe mine nici nu mă interesează, pentru că eu îl voi folosi atât la picnic, atât ca și chestie de decor, de depozitat. Bineînțeles că va merge la vopseală. El arată foarte bine și așa. Cumva dacă vă place, de exemplu, Roxana, ei îi place foarte mult stilul ăsta boho, natural, cu culori, nude, lemnoase, nu știu, tot felul de maroniu, de bej, așa mai departe. Ar merge foarte bine ca și chestie pe un balcon, super boho, cu multe plante, cu multe plante din acelea așa agățătoare, plante din acelea înghiveci, totul verde, totul frumos. Ar merge foarte bine și chestia asta ca o măsuță așa în mijloc, părerea mea. Dar eu cred că îl voi vopsi, nu m-am hotărât încă dacă negru cu auriu sau alb cu auriu, pentru că vreau să-l fac în aceleași nuanțe cu măsuța, că v-am zis, aș vrea să-mi pun chestiile de păr în el și m-am gândit eu așa că l-am desfăcut în magazin, că aș putea înăuntru să-mi pun placa, feonul și toate peria de uscat și toate accesoriile pe care le am eu și le folosesc pentru păr, iar deasupra în chestia asta pot să îmi organizez toate elasticele de păr, agrafele, clemele, clamele și așa mai departe. Și în sensul ăsta v-am spus, aș vrea să îl fac alb cu auriu sau negru cu auriu. Cert este că picioarele cu siguranță vor fi aurii în întregime sau doar jumătate din ele. Încă nu m-am hotărât, oricum este o piesă extraordinară și pregătiți-vă, cât am dat pe ea? 10 lei! 10 lei! Vă vine să credeți că am dat 10 lei pe chestia asta? Mie nu-mi vine să cred, dar sunt foarte fericită că am găsit-o, că nu mi-a luat-o nimeni de sub nas. Arată, Doamne ferește, arată extraordinar! Deci, Doamne, dacă stai așa să te uiți la ea, să știți că arată mult mai bine decât de la mine din mână. O să vă filmez eu așa niște cadre dacă e. Dar cred că o să vă filmez mâine, nu o să vă filmez astăzi. Bun, și cam asta este tot ce am luat. Acum, ar fi trebuit, pentru că v-am spus eu de dimineață, să-mi organizez și să vă arăt cum mi-am organizat eu pe aici măsuța de machiaj, până când mă apuc de ea de vopsit. Dar nu cred că mai am timp să fac chestia asta, că vreau să mă apuc să gătesc, vreau să mă apuc să-mi termin curățenia prin casă, pentru că am mai rămas cu mobila neștearsă, deci trebuie să șterg praful și am mai rămas și cu bucătăria. Acolo nu am dat cu mătura, nu am dat cu mopul. Aș vrea să apuc să fac și mâncare,
Mai am niște chestii de aranjat, niște chestii de scos la, de la spălat, de pus la uscat, de împăturit, alte chestii care s-au uscat și așa mai departe, treabă de sâmbătă pentru Marițe. Am eu o cunoștință la care țin foarte mult și care spune că atunci când face curățenie e Marița. Eu, de regulă, vinerea sau sâmbăta sunt Marița, mă transform în această Marița și trebuie să le fac, că nu are cine să mi le facă. Când era mami acasă, mă mai ajuta săraca, dar acum trebuie să le fac pe toate singură. Așadar, cred că vom face un clip mâine cu chestia asta sau oricum săptămâna asta, până când se încheie vlogul, cu siguranță organizăm și măsuța. Cu acestea fiind spuse, mi-am adus aminte că trebuie să vă arăt ce am primit cadou de Secret Santa. Așteptați-mă că mă întorc. Vă spuneam eu zilele trecute, s-a organizat Secret Santa la serviciu, bineînțeles. Am fost foarte curioasă să aflu cine mi-a făcut cadoul. Nu știu dacă Secret Santa e Secret Santa până la capăt sau e doar așa la început. Ideea e că eu am fost foarte curioasă să aflu și am propus să ghicim și să ghicim cumva prin trei încercări cine ne-a făcut cadoul. Eu am ghicit din prima, mai întâi m-am gândit la altcineva, la alte persoane într-adevăr, dar după ce se află în pachetelul ăsta am zis, sigur este o persoană care mă cunoaște foarte bine, care ține cumva la mine pentru că sunt destul de, de multe cadouașe aici și dacă era cineva străin nu cheltuia atâția bani și nu punea atâta suflet în acest cadouaș. Așadar, am primit mai multe chestii, v-am spus, printre care o carte care se numește A avea și a nu avea de Ernest Hemingway, care mi se pare foarte, foarte, foarte mișto, așa la prima vedere. E destul de micuță și aș vrea să mă pun să o citesc, dar n-am terminat acolo unde cântăracii, parcă așa se numește. 236 de pagini are și văd că are 3 părți, primăvara, toamna și iarna. Dacă știți cumva despre cartea asta, dacă se numără printre voi cineva care a citit-o, vă rog să-mi lăsați în comentarii și foarte drăguț că are și un semn de carte. Da. Foarte mișto. Nu știu despre ce e vorba. Bun, deci asta e cartea. Mai departe, am mai primit un tricou și asta mi-a dat mie de gândit. Pentru că, o să vedeți de ce. Ta-na-na-na-na! Am primit un tricou cu flamingo. E un flamingo superb, superb. Deci imprimeul este superb. Nu știu unde l-a găsit. Nu știu dacă e imprimat. Nu e imprimat. Că s-ar vedea dacă ar fi imprimat la personalizate. Ba da, cred că e imprimat. Nu știu, nu-mi dau seama, dar oricum mi se pare atât de frumos flamingo ăsta. Uitați și cu petele alea, mi se pare atât de elegant, atât de frumos. Și la asta, când l-am văzut pe ăsta, mi-am dat seama că e cineva care mă cunoaște foarte bine, că nu știe foarte multă lume obsesia mea pe timp de vară cu flamingo și pe timp de primăvară, pentru că pe timp de iarnă și toamnă ați văzut și voi că am alte gusturi. Dar când vine primăvara și vara, mă simt așa toată, simt că vreau să-mi umplu casa, să-mi umplu absolut tot cu flamingo roz. Bun, mai departe, am mai primit, să știți, mai e așa, încă un Sparkling Love Soap Bar de la Oriflame, care cred că e foarte mișto și am impresia că e în formă de brăduț. O fi în formă de brăduț, nu vreau să-l deschid acum, dar cu siguranță o să-l folosesc la baie în seara asta. Și am mai primit și un parfum. Deci, pentru un cadou de la Secret Santa, mi se pare un pic cam mult, știți? De asta am zis că, cu siguranță, e o persoană care mă cunoaște foarte bine. Și așa a și fost. Anca, te pup cu drag dacă te uiți la mine, îți mulțumesc din tot sufletul. Îmi place foarte mult cadou și o să mă bucur de el. E un parfum de la Oriflame, care se numește Lucia și așa arată. Arată foarte mișto sticla și cu siguranță va sta, va trona așa frumos pe măsa mea de machiaj nou aici. Dar haideți să-l desfacem și să văd cum miroase. Ah, stați așa că nu miroase de nimic. Așa. Mamă, miroase frumos. Miroase cumva fresh și floral în același timp. Cel puțin, așa mi se pare mie. E genul de parfum care se potrivește foarte bine atât vara cât și iarna. Să-l pui pe piele. Doamne, sper să reziste pentru că miroase foarte, foarte, da, foarte frumos. Și cam asta a fost și cadou de Secret Santa. Cu acestea fiind spuse, eu vă las.
Pentru că e ora aproape 4 după masă, iar voi trebuie să vedeți clipul ăsta, deja îl vedeți la ora 7, sper să nu întârzii, dar dacă întârzi o oră, asta e, mă iertați și vă pup cu drag. Gata, mă duc, am treabă, mă apuc de alt clip, tot pentru voi, vă pup cu drag. Vreau să recuperez și vreau să filmez și eu din nou până la sfârșitul vlogmasului, cu o zi înainte pentru ziua următoare. Nu vreau să mă aglomerez, mai am și 2 zile de muncă și din cauza asta filmez 2 clipuri astăzi. Dar de mâine nu se va mai întâmpla asta și voi avea și eu mai mult timp liber. Vă pup cu drag, vă pupicesc, vă îmbrățișez și ne vedem mâine!